Galeria Cultură. Cu spectacole și festivaluri dedicate copiilor de toate vârstele, de la 1 la 90 de ani, Teatrul de Păpușcu reprezintă un centru referențial al artisticului, animației, culturii și dorinței de a aduce culoare și bucurie într-o lume, din păcate, adesea teră. Teatrul de Păpușcu, chiar ființă în anul 1950, iar în cei 68 de ani de existență, înregistrează peste 300 de premiere în cadrul celor două compartimente artistice. Teatrul se impune în timp în peisajul animației românești prin numeroase prezențe la festivaluri naționale și internaționale, încununate de premii deosebite, dintre care amintim doar câteva. Premiul pentru creativitate și excelență în folosirea mijloacelor tradiționale de animație, obținut la Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație Impuls din București, marele premiu al Festivalului Internațional al Teatrelor de Păpuși pentru Adulți la Pești, în Ungaria, premiul pentru arta animației Festivalul Vasile Lomza, Polonia. Valis, succesul. Din 2006, în cadrul proiectului Nocturne, Teatrul Pup montează spectacole adresate adulților. Dovada capacității exemplare de a capta interesul și iubirea publicului sunt miile, de fapt sutele de mii, de participanți la festivalurile Teatrului de Păpuși și Marionete Pup. Vrem să vă felicităm și să vă acordăm onoare pentru Cluj la împlinirea 68 de ani de la înființare, ca semn de înaltă apreciere și recunoaștere a contribuției în promovarea artei dramatice și valorificarea patrimoniului multicultural în beneficiul publicului de absolut toate vârstele. Vă mulțumim și vă felicităm! Cât mai departe și un pic să vorbim mai mult de ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc!